10 copii de la diverse instituții preșcolare din oraș au venit la primărie pentru a-i adresa întrebări primarului orașului Drochea în cadrul activității Reporteri Mici, Întrebări Mari. Mi-a plăcut că am vorbit la primar cu piscină, alimentația să fie mai variată și jucării noi nouce. Dar visul nostru cel mai mare este ca să avem la grădiniță o piscină care să se bucure toți copiii. Primarul susține că asemenea vizite sunt foarte utile pentru că este și o bună modalitate de a afla ce îi preocupă pe copii. Și poate să vă vorbim despre dorințele copiilor de la grădinița numărul 1 din oraș Florile d'Albe. Sigur, chiar vă rog. Noi copiii suntem foarte talentați. Sperăm să ne manifestăm, dorim să se organizeze mai multe concursuri și sărbători cu participarea copiilor, atât și a familiei. Vă spunem că pentru noi copiii, grădinița este a doua casă. Am dorit ca și alimentația să fie mai variată, ca să avem zilnic pe masă fructe și legume naturale tot anul împrejur, dar nu numai care cresc la noi în Moldova, dar și fructe exotice, că doar ele ne dau sănătate. Nu e așa? E așa, sigur că e așa. A fost o inovație, probabil. Bine, o primă experiență în comunicarea cu copiii. Copiii la noi sunt cei mai ingenioși, au cele mai mari întrebări și au cele mai îndrăzneți vise și gânduri. Și chiar a fost un lucru interesant ca să avem o discuție cu copiii. Spre final, copiii au recitat poezii și au jucat câteva scenete. Primarul orașului Drochea le-a oferit în dar dulciuri, dar și câte un set compus dintr-o agendă și un pix, pentru că acestea sunt indispensabile unui reporter. Eu sunt Irina.